bine v-am regăsit la o nouă ediție Cube Arena. O ediție cu un subiect mai puțin abordat, dar pe care mi-l doresc de foarte mult timp eu. Și mi-l doresc și încercam să găsesc cea mai bună soluție și care să mă ajute să și scot din acest subiect tot ceea ce mi se pare mie și li se pare și sau să li se pară și celor de acasă și celor care ne privesc și telespectatorilor și celor care ne văd în online și la televizor, că le sunt utile informațiile și cele pe care ne dorim să le oferim. Pentru asta am căutat, am cumpănit și am găsit într-un final, pentru că o și cunosc de foarte mult timp și pentru că îmi doream tare mult să putem să abordăm o astfel de tematică cu Luminița Țundrea. Este avocat și doctor în drept și îi mulțumesc pentru acceptarea provocării. O să vorbim noi de mai multe în emisiunea aceasta, o să vă putem dezvălui și câteva din proiectele pe care le avem. Unul dintre ele este extrem de interesant și sigur o să vă stârnească interesul. Mulțumesc! Mulțumesc și eu frumos de invitație. Mă bucur să ne vedem aici în cadrul acesta familiar și foarte plăcut. Și sunt foarte încântată de pasiunea noastră pentru domeniul dreptului, care și pe mine mă pasionează de ani de zile, și din punct de vedere profesional, dar și personal. De ce? Dreptul este, sau să spunem, legile. E un termen foarte folosit și uzitat de noi. De unii dintre noi a căzut, poate nici nu înțelegem sensul, ci îl asimilăm unui sistem legislativ. Dar legile, când vorbim despre legi, legile naturii, legile firii, legile, totul înseamnă ceva care ne însoțește pe noi oamenii și comunitățile permanent. De fapt, ce este dreptul și sistemul legislativ, așa pe înțelesul nostru al tuturor? Noi acum e ca și cum stăm la o poveste și oamenii trebuie să înțeleagă că încercăm să deslușim și să intrăm într-o lume despre care tot auzim, dar care în realitate e destul de ermetică, pentru că degeaba vorbim despre sistem legislativ dacă nu înțelegem esența lui. Eu mă îndoiesc că cineva nu înțelege de fapt ce este dreptul. Acum că ați folosit termenul de drept, vreau să vă spun că ce este interesant este că, de exemplu, în limba română, cuvântul drept, cuvintele drept și lege sunt diferite unul de celălalt. De exemplu, în engleză când spui law, law înseamnă și drept și lege în același timp. Dreptul este de fapt un sistem de legi, ca să-i spunem așa, este un ansamblu de ceea ce noi juriștii numim reguli de conduită. Reguli de conduită sau mai plastic spus, ce ai voie să faci sau ce n-ai voie să faci în orice împrejurare. Dacă rulezi cu autoturismul printr-un oraș, o să vezi un semafor sau vezi mai multe semafoare și știi că la culoarea roșie te oprești și nu ai voie să treci. Aceasta este o regulă de drept. La culoarea verde ai voie să treci și aceasta este o regulă de drept. Deci cu toții cunoaștem sistemul de reguli. Poate nu l-am asimilat filozofic cu noțiunea de drept, dar din copilărie de mici ține minte că părinții ne dau voie să facem anumite lucruri și nu ne dau voie să facem anumite lucruri și ne obișnim de mici cu ideea de regulă. Ce înseamnă regulă? Exact. Care e rolul? Care este rolul regulii? Păi, gândiți-vă noastră cum ar fi o societate în care fiecare ar putea să facă ce vrea. Absolut oricine ar putea să facă ce vrea el sau ea. Ce lume ar fi aceea în care să realizăm o carieră sau să ne creștem copii? Ar fi un haos complet. Dreptul însuși este de fapt modul în care, prin acest sistem de reguli, noi ne organizăm viața cotidiană. Noi evităm sau prevenim anumite conflicte apărute din neînțelegerile dintre noi printr-un mod civilizat și unanim cunoscut de către toată lumea, prin sistemul de drept, printr-o lege, printr-o regulă de conduită. Foarte mulți știm, de exemplu, dacă mergi la țară, sunt anumite cutume locale, felul în care se fac niște lucruri și felul în care, sau lucrurile care sunt interzise.
Și aceea este o formă incipientă de drept, forma cutumiară, o numim noi juriștii. Deci cunoaștem cu toți regulile, deci nu cred că există persoană în lumea asta mare care să nu se fi lovit de reguli sau de interdicții în viața lui. Noi toți ne-am lovit de reguli, noi toți ne-am lovit de invocarea regulilor sau ne-am lovit de faptul că nu te lasă legea, de această expresie. Sau nu te lasă părinții, sau nu te lasă părinții. Șeful. Sau... Dar acum vorbim de un sistem legislativ pe care noi românii în mod special... Nu toți, pentru că eu cred că este o lipsă de informare la nivel... nu să spunem că suntem, că nu avem cultura, dar s-ar putea duce spre această idee că noi nu am studiat la nivel de înțelegere în mediu zona de sistem juridic, să înțelegem care este rolul acestor reguli și legi în viețile noastre. Și de ce ar trebui să avem un minim de cunoștințe, tocmai pentru că românii se tem. Românul se teme dacă primește o hârtie, românul se teme de instituție, românul se teme de orice înseamnă regulamente. De ce? Pentru că e lipsă de înțelegere. De asta m-a dus pe mine ideea și dorința de a... Am perceput la nivelul multora dintre semenii noștri fenomenul de temere. Dacă primește o citație, dacă primește o invitație, dacă primește o somație, dacă primește o atenționare, am omul o prietenă se care și tremură. A primit acum, apropo de asta, recent de la parchet o înștiințare. Înștiințările care se primesc de la parchet pentru ridicarea unor acte nu consemnează ce anume acte sau despre ce este vorba. Și ele se dau cu un anume termen, peste o săptămână, peste 5 exact. Zile, nu a dormit în niciuna din nopțile respective, pentru că era teamă că ce putea să-i se întâmple. Ei, aveți același exemplu ca și mine și nu este o singură persoană. Și culmea că de la oameni care, să spunem că nu au pregătire în domeniu, până la oameni care, intelectuali, cu experiență de viață, onești, corecți, au această reținere. Și am dedus că, de fapt, noi nu am înțeles foarte bine și nu ne-am însușit foarte bine rolul legilor în viețile noastre. Nu este doar acest lucru. Pentru că străinii n-au aceeași percepție. Nu neapărat. Și o să vă spun și de ce. Care e diferența, că pornisem de la ideea de regulă de drept, care e diferența între sistemul de drept și o regulă oarecare? Regula familiei, de exemplu, de a nu face un anume lucru în casă. Diferența este că un sistem de drept elaborează niște reguli care au o garanție. Ce este această garanție? Garanția respectării lor. Cum se realizează respectarea lor? Se realizează printr-un sistem instituționalizat de justiție, pe care noi îl numim justiție. Când vorbim de justiție, vorbim de tribunale, vorbim de parchete, vorbim de poliție. Adică, garanția respectării acestor reguli de către cetățeni se realizează prin aceste sisteme. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că dacă tu nu ai respectat o lege, un act normativ, o regulă de drept, ești susceptibil de a fi sancționat, ești susceptibil de a fi chemat în judecată, ți se poate aplica o sancțiune, fie ea civilă, fie ea penală. Dar nu atât de ușor și este un proces la care tu sigur că da, dar acces, vorbim adică... din punct de vedere filozofic. Asta înseamnă dreptul. Înseamnă un sistem de reguli a căror respectare este garantată de către stat prin instituțiile sale. Acum m-ați întrebat de ce foarte multă lume, vedeți, exemplu prietenei mele, se teme de sistemul de drept. Eu vă spun că este un reflex de frică și aici este o chestiune psihologică care vine din... trecutul nu foarte îndepărtat al poporului român. Amintiți-vă toți cei... De pe vremea... toate deceniile de comuniști... Dinainte de 89, în care, pentru că exact, suntem înainte de... Dinainte de 89, în care în toată această perioadă oamenii au trăit cu frica unor sancțiuni drastice. Și repercursiunilor. Și repercursiunilor. Ei, gândiți-vă că acești oameni care încă trăiesc, sunt părinții noștri, bunicii noștri, și-au educat generațiile următoare, pe copii, pe nepoți, în spiritul acestei frici de lege. În al doilea rând, un ne alt argument... Ne temem să vorbim, ne temem să acționăm, ne temem oare să facem ce? Orice gest. Părinții mei ascultau Europa Liberă cu storurile trase, dat la minimum noaptea, ca să nu-i audă nimeni și mă sfătuiau să nu cumva să spun la școală că ei ascultă Europa Liberă acasă. De exemplu, la nivel de instituții, la nivel de asumare, încă sunt oameni adulți, maturi, cu studii, încadrați pe posturi, care se tem să semneze acte.
Se tem să semneze acte pentru că a existat o perioadă și mai apropiată în istoria noastră în cât oricine semna acte era susceptibil ca funcționar public să fie anchetat pentru abuz în serviciu. Trebuie să înțelegem că aici este un lanț, adică tu poți să pici în capcana și greșelilor altora și atunci poți să fie, dar asta nu înseamnă că legea te va nedreptăți sau că nu se ajunge la o împărțire corectă. În primul rând, haideți să înțelegem următorul lucru care este fundamental pentru înțelegerea legii. Legea are, în primul rând, un rol preventiv. Ea nu are, în primul rând, rolul sancționator, ci rolul preventiv. Ce înseamnă că are un rol preventiv? Înseamnă că se presupune că oamenii, în momentul în care cunosc regulile de conduită pe care le stipulează legea, ei, cunoscându-le, le vor respecta. Acesta este rolul preventiv. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că o mare parte din populație, sperăm din ce în ce mai mare, va respecta de bunăvoie legea. Că ne vom opri la semafor când este culoarea roșie, chiar dacă este noapte și nu trece niciun alt autovehicul pe stradă, pentru că înțelegem să respectăm această regulă. Deci aici este o chestiune care ține de educația noastră a tuturora, începând cu copiii și terminând cu adulții. Respectarea legii în sine, nu de frica unei consecințe, ci pentru că înțelegem conștient că dacă nu respectăm legea, vom eșua în haos. Și atunci îi afectăm și pe ceilalți, îi afectăm și pe cei Evident. De lângă noi și afectăm Evident. Și afectăm un întreg ansamblu social care ar putea la un moment Evident. Dat să se întoarcă și împotriva noastră, Evident. Celor care putem să încălcăm legea sau putem să fim neglijenți, putem să fim neștiutori, putem să o călcăm rău intenționat și atunci probabil că legea s-ar întoarce, evident ar fi adresată acelora, dar se poate face o diferență clară între cei care încalcă din necunoaștere greșit, se face asta Evident diferență? Evident că se face. În orice sistem de drept există o diferență între vinovăția intenționată și vinovăția din culpă, cum spunem noi, vinovăția din neglijență. Dacă ajungi în fața unei instanțe de judecată, judecătorul, sper cu tot discernământul necesar, va putea aprecia probele administrate și va vedea. Avem, de exemplu, nu omor din culpă. Sau din imprudență. Este același lucru. Da. Omor din culpă, caz în care sancțiunea aplicată este mult mai puțin gravă decât cea care ar fi aplicată în cazul omorului cu intenție, săvârșit cu intenție. Trebuie să înțelegem culpă ca să greșeală, putem... imprudență. Din greșeală. Da, e termenul pe care noi îl folosim juridic, dar grosomodo asta înseamnă din greșeală. Din greșeală se poate întâmpla. Ceea ce diferențiază sancțiunea este intenția. Dacă intenția ta este aceea de a face rău, de a urmări un rezultat care prejudicează o altă persoană, atunci evident că sancțiunile legii vor fi mult mai drastice și este normal să fie așa. Sunt lucruri pe care le știm cu toții, le-am învățat, le-am văzut în jurul nostru, le cunoaștem intuitiv, deci nu este ceva nou. Dacă ar fi să, pentru că am ajuns la un punct în care să mergem un pic mai departe, ne înțelege cum se produc legile, un pic să vorbim și despre asta, pentru că vorbim despre principiile de drept, de bază, pentru că vorbim de un sistem legislativ pe care să-l înțelegem în ansamblul lui, cum se fabrică legile, pentru că tot am trecut de un proces al alegerilor și am ales parlamentul, membrii parlamentului, și ar putea să fie undeva acolo ca o continuare. Cum se produc legile? Cine o face? În primul rând, aceste legi se produc de către instituțiile legislative ale statului. În cazul nostru este Parlamentul, cu cele două camere, Camera Deputaților și Senatul. Ceea ce lumea știe mai puțin, bănuiesc, este faptul că nu le spunem numai legi, pentru că există o întreagă dezbatere teoretică despre denumirea actelor normative, să folosim termenul generic de acte normative. Actele normative se produc, ca să zic așa, și de alte organe, nu doar de către Parlament. Corect. Există organele puterii executive, cum sunt ministerele, există organele care conduc, sigur că da, puterea executivă care conduce administrația locală sau județeană. Sau județeană, care și ele la rândul lor produc
ca să folosesc termenul noastră, produc acte normative. Așa că, dar revenind la întrebarea noastră, că tot au fost alegeri parlamentare, legile fundamentale, legile organice ale fiecărui stat și în speță în România se produc de către Parlament, prin cele două camere ale sale. Da, trebuie să spunem încă un punct foarte esențial și pentru că cei care produc legile, la rândul lor se supun și ei unor reguli și unor legi, adică trebuie să știm că toți, tot ceea ce este, are implicare socială, umană și tot ceea ce trebuie încadrat într-un sistem legislativ, răspunde și are responsabilități. Exact. Nimeni nu este mai presus de lege și acesta este un lucru aici pe care teoretic îl știm cu toții. Aici voiam să ajungem. Ce înseamnă nimeni nu este mai presus de lege? Pentru că atât de mult se uzitează și atât de mult se... și totuși vedem foarte multe că tot la nivel de spațiu public ne sunt date foarte multe exemple, dar deci nu abordăm din acel unghi, ci ca să definim ce înseamnă nimeni nu este mai presus de lege, adică nimeni nu este iertat de lege sau nimeni nu poate să eludeze legea. Acum, sunt două lucruri oarecum diferite, dar haideți să privim tot în spate, ne uităm în istoria noastră colectivă, nu? Existau oameni care erau mai presus de lege. Ne amintim cu toții de regii absolutiști care erau mai presus de lege. Au existat în decursul istoriei noastre monarhi absolutiști, au existat faraoni, au existat conducători care considerau că lor și noi am trecut printr-un astfel de regim. Și noi am trecut prin un astfel de regim ipocrit, de altfel, pentru că, mă rog, în aparență toată lumea era egală în fața legii. Deci, dintotdeauna, oamenii au încercat să eludeze legea. Oamenii au încercat să își facă mai mult bine lor înșiși decât celorlalți. Lucru care deranjează și ne deranjează în mod firesc, pentru că intuitiv cunoaștem cu toții că nu este normal să fie așa. Și liderii noștri sunt primii care au răspundere mai mare, spun eu, în fața legii, pentru că ei nu își asumă răspunderea doar pentru ei înșiși, ci pentru colectivitatea pe care o conduc. Voiam să... Trecând de zona asta, aș mă duce gândul firesc spre percepția pe care o avem fiecare dintre noi și interdependența pe care ne-o dăm unora altora de unii și suntem dependenți unii de alții și mă întorc la tot ceea ce înseamnă aparat administrativ, la instituții de stat, depinde, dar mai mari, la care există un lanț uman care și asumă responsabilitatea și nu vedem de puține ori pe un act legislativ și poate că oamenii ar trebui... Acei oameni, când semnează, când își asumă un act oficial în baza unor legi locale, județene, naționale, pe plan de legislație națională, își asumă responsabilitatea individual sau... și este colectiv la nivel de instituție. Ca orice conducător, el își asumă răspunderea pentru instituția respectivă. Când conducătorul unei instituții semnează, nu știu, un contract de achiziție publică pentru execuția unor lucrări pentru care trebuie plătit o anumită sumă, el își asumă răspunderea pentru instituția respectivă de a respecta contractul. Pentru că fiind liderul acestei instituții și având în atribuțiile sale și aceea de a semna contractele și a-și asuma răspunderea, trebuie să o facă. Evident că în paralel își asumă răspunderea și la nivel individual pentru corectitudinea și legalitatea actului respectiv. Și acolo vorbim deja de o răspundere individuală. Adică sunt oameni care nu au ce să facă și semnează o serie de acte pe care instituția, dacă nu le-ar semna, s-ar bloca activitatea. Da și nu. Acum depinde, eu cred că nu mai trăim totuși într-o lume atât de dominată de frică cum s-a trăit înainte. Cred că fiecare ființă umană are până la urmă libertatea de a alege în fața celorlalți și în fața propriei conștiințe. Cine trebuie curaj și, cred, și asumare. Da, și curaj și cred că teoretic liderul unei instituții, a unei firme, să nu discutăm numai de partea de public, de drept public. Trebuie să fie o persoană competentă și conștientă care înțelege ce semnează și înțelege consecințele actelor sale juridice.
ca să nu putem vorbi de lipsă de discernământ. Deci, până la urmă, cred că putem alege și cred că este important să alegem să nu ne asumăm încheierea unor acte care nu sunt legale. Asta chiar dacă cineva superior o impune, noi putem să spunem nu, nu pot să semnez asta pentru că nu. Da, putem să spunem nu, chiar riscând să pierdem locul de muncă, poziția pe care o avem. Asta deja însă depinde de fiecare și depinde de nivelul său de conștiință etică. Teoretic, de ce un om care refuză să își asume un lucru greșit ar trebui să piardă locul de muncă? Pentru că trebuie să existe, intră sub incidența altor legi. Deci acum noi discutăm în principal despre legalitate. Exact. În viața practică, ce vreau să rețin este că legea este un ideal pe care ne străduim să-l respectăm. Asta nu înseamnă că așa se și întâmplă. Doar românul a scos proverbul: hoțul neprins este negustor cinstit. Da. Deci, să ne înțelegem, noi vorbim despre un ideal în sine. Evident că nu toată lumea respectă legea și chiar aș îndrăzni să spun că marea majoritate nu o respectă pentru că nu o cunosc. Pentru că în ziua de astăzi suntem năpădiți de un asemenea puhoi de acte normative și de reguli, încât este aproape imposibil să le cunoști pe toate. Deci, până la urmă, haideți să mergem pe ideea de culpă sau de lipsă de intenție în nerespectarea legii. Există multe surse la care ai putea să te raportezi ca să îți iei informație. Tu, om de rând, om normal, care nu ai pregătire juridică, e foarte greu să răzbați înhățișurile despre, cum spuneați și dumneavoastră, înhățișurile care sunt atât de stufoase că aproape ești printr-o pădure tropicală. Nu ai cum. Dai dintr-una într-alta, se raportează unele la alta și nu ai această deprindere de a face conexiune. Dacă nu apelezi la serviciile unui specialist, este foarte greu să poți să-ți dai seama unde sunt acele mici nuanțe. Că și legea este interpretabilă la un moment dat. Bineînțeles. Că dacă nu ar fi interpretabilă, n-am mai avea nevoie de săli de judecată sau de alternative. Dacă ar fi atât de rigide, legile se aplică și ele în funcție de, și se analizează ca, fiecare speță în sine. Dar vreau să întreb altceva. Există posibilitatea ca oamenii să aibă și să-și ia informațiile la nivel de bază? Ar putea să fie educația în școli, educația de bază? Ar putea să se reducă sistemul de educație juridică? Sunt încercări la nivel de România și trebuie să spunem și de judecătorul Danileț, pe care eu personal îl admir pentru ceea ce face și pentru eforturile lui. Este un efort foarte mare și mai ales că te lupți cu un sistem care nu a introdus în 30 de ani, fără nicio... Nu a introdus în rândul elevilor care acum sunt adulți, au fost atunci unii, acum sunt adulți, ar fi putut să ducă și să împrietenească omul cu legea. Pe când așa s-a păstrat legea undeva la o distanță, la un nivel de înțelegere minimalist, dar și omul de-aia poate și ajuns să se teamă. Deci există posibilitatea să se introducă în afară de facultățile de științe juridice, de drept. Există posibilitatea ca nivelul de informație să se poată face la nivel, la înțelegere, pe înțelegerea tuturor. Evident că există și această posibilitate. Orice poate fi realizat dacă există bunăvoință și interes. Acum, eu nu știu exact în situația de astăzi care mai este situația în școli. Deci dacă se face educație juridică sau nu. Nu se face educație Dar juridică. Dar mie mi se pare că la fel cum e necesară o educație sanitară, o educație a igienei, o educație etică și o educație juridică minimală, o educație este logică, importantă. Cum sunt atâtea materii. Bineînțeles, pentru că discutând și acum și de sistemul învățământ, foarte mulți dintre noi terminăm o școală, terminăm mai multe școli, intrăm în viață și ne dăm seama că noi suntem foarte bine pregătiți teoretic pe un anumit domeniu, dar complet nepregătiți pentru viață. Exact. Și să nu uităm că doar educația din familie nu poate să acopere toate ariile complexe ale vieții pe care o ducem în prezent. V-am spus asta și am întrebat asta pentru că
Datoria mea ca jurnalist este să culeg totuși din realitatea de dincolo de sticlă, de afară, să fiu vocea oamenilor, care cei mai mulți dintre ei, exact cum spunea, cu profesii diferite. Nu are importanță din ce domeniu, nu are importanță nivelul de pregătire, dar tumultul vieții te duce în posturi în care nici măcar nu-ți dai seama că poți să te abați sau ești expus riscului de a încălca anumite legi. De la, nu știu, știu eu, banala legea zgomotului care a intrat acum în vigoare acum vreo 2 luni. Da, a fost aprobată de către Parlament, a intrat, sau legea mirosului. Tu dacă gătești și te-ai pus să faci prăjel pentru vreo săptămână, vecinii pot să depună o plângere și tu să intri în, și să fii în culpă. De unde să afle oamenii lucrurile astea dacă nu există un sistem de informare? Există. Acum, eu sunt o persoană pozitivă și vă spun că, spre deosebire de situația existentă anterior în lume, gândiți-vă că înainte legile, actele normative erau scrise în niște cărți, uite așa, de groase, care erau puse în niște biblioteci și la care aveai foarte greu acces. Trăim în epoca unei tehnologii extrem de avansate, avem internet, cu toții putem să căutăm și să căutăm să înțelegem un aspect legislativ care ne interesează. Și vreau să vă spun că din discuțiile avute cu oamenii pe care îi cunosc, nu doar clienții noștri, și prieteni apropiați, cunoscuți, oamenii, să știți, chiar încep să se informeze. Da, e adevărat, dar iarăși vorbim despre o lume a internetului în care am început să ne raportăm, dar fără să avem posibilitatea reală de a verifica informația, pentru că și acolo este o zonă de e un abis, e o lume paralele cu a noastră, din care trebuie să învățăm să selectăm, și atunci avem nevoie de acea bază, informația de bază a noastră, prin care să ne formăm noi și să știm ce să căutăm. Mergând pe mai departe, în momentul în care am avea nevoie, sunt foarte mulți oameni care cad pradă acestor informații greșite, eronate, sunt induși în eroare și după aceea se cad victime, se adâncesc și mai mult în problemă. Depășesc termene sau nu fac la timp niște lucruri și se trezesc pur și simplu, vorbesc cu prietenii, întreabă Google-ul. Nu neapărat că este o greșeală să întreb Google-ul, dar le lipsește acel instrument de lucru și de verificare prin care omul să știe când apelează la un specialist, dacă e nevoie să apeleze la un specialist și ce să îi spună specialistului respectiv, în așa fel încât să nu fie să nu cadă pradă mai departe și să fie o victimă sigură. Acum, cunoaște mulți oameni care își cumpără și medicamente recomandate exact de doctor Google. Eu cred că aici, cum spuneam anterior, educația juridică a unor principii fundamentale, exact, pentru ca oamenii să înțeleagă ce este dreptul, ce este legea, de ce este importantă, cum putem să o cunoaștem, este relevant. Pe de altă parte, fiecare individ, în momentul în care începe o căutare pe cont propriu, fără să apeleze la un specialist, se gândește să caute în mai multe surse și să se documenteze din mai multe părți. Dr. Google, sună un prieten, vecina de la etajul 3, sau și așa facem toți sau și într-o formă sau alta. Sau și informațiile de pe Google, dacă ar trebui să existe cel puțin 2 opinii de specialitate care să coincidă. Nu iei una de aici. Să știți că marea majoritate a problemelor oamenilor se centrează în fața unor probleme de drept nu foarte complicate. Nu știu, am fost prins fără permis de conducere sau, nu știu cum ați spus, dat exemplu, am încălcat legea mirosului și vecinii s-au supărat. Adică nu se circumscriu unor probleme de drept dificile sau foarte profunde, dar în general, să știți că am observat, lumea, pe măsură ce devine mai educată, se adresează în cazuri mai dificile specialiștilor. După o scurtă pauză, o să abordăm puțin despre... Luăm o scurtă pauză și în a doua parte vorbim despre câte tipuri de legi avem în România, așa în linii mari, ca să, apropo de ce ne-am propus să informăm, este strict cu rolul de a informa și nu neapărat de a fi ca un manual de drept. Și după aceea o să vorbim despre un proiect frumos, foarte frumos, pe care îl pregătiți și despre care spuneam la început că
sigur va stârni mult interes, pentru că merge pe linia pe care ne-am propus-o exact cu debutul și cu această emisiune, să vă stârnim curiozitatea. Imediat, revenim! Am revenit. Dumnezeu Țundrea, avocat și doctor în drept, este invitata mea și am avut o discuție, eu spun, atât de utilă și pentru mine, sper că și pentru mulți dintre dumneavoastră, sunt convinsă că da. Sunt întrebări la care nu aveam răspunsurile pe care mi le-aș și dorit, ci pe care le intuiam. Sau le găsisem, dar cărora nu le dădusem o certitudine, acum am. Mai îmi rămâne o curiozitate și nu aveam decât să întreb un specialist câte tipuri de lege avem în România și cum ne raportăm fiecare, ne raportăm toți la toate sau domeniul de activitate sau asta ca o curiozitate. Da, există mai multe tipuri de acte normative, nu știu în ce măsură știu oamenii care nu sunt din domeniu. Există o adevărată ierarhie a actelor normative, să nu folosesc cuvântul de lege tocmai pentru că nu aș vrea să confundăm, ne-am limita. Deci există o ierarhie a actelor normative. În fruntea, în capul acestei ierarhii stă Constituția țării, care este actul, legea fundamentală a țării, așa o numim noi, și care statuează principii fundamentale legate de viața juridică a țării și de organizarea României. Vorbește despre tipul de stat care există în România, vorbește despre felul în care se adoptă legile, ce organe, despre separația puterilor în stat, că avem o putere legislativă, parlamentul, o putere executivă, guvernul, prefecturile și mai departe și o putere judecătorească care este justiția. Deci care stabilește rolul fiecărei instituții. Rolul fiecărei instituții. Vorbește despre drepturile fundamentale ale cetățenilor români, despre dreptul de proprietate și mai departe. Acestea sunt însă niște principii generale, cum am discutat și înainte de debutul emisiunii. De asta Constituția uneori generează unele controverse și nu neapărat controverse și începe acum să fie destul de combătută și supusă unor discuții cum că este nevoie să fie îmbunătățită, să-i se aducă update-uri, cum s-ar spune la ziua de astăzi. Au fost discuții dintotdeauna, pentru că au fost foarte mulți care au considerat că este necesar a fi îmbunătățită și până la urmă aș spune de ce nu. Pentru că orice lege este perfectibilă și să nu uităm că orice lege, până și Constituția țării, trebuie să reflecte schimbările vieții din statul respectiv. Corect. Viața noastră nu este statică, viața curge, e dinamică. Nevoile noastre, obiceiurile, credințele pe care le avem ca și colectivitate, ca și popor, se schimbă. E adevărat că la intervale mai mari de timp, dar se schimbă și vine un moment când nu doar Constituția, orice lege va fi depășită. Așa că din acest punct de vedere nu văd nicio problemă în a se schimba și Constituția. Prea periculos este însă să aduci în derizoriu această nevoie de a schimba Constituția. Practic, cred că cu toții ne amintim de diverse partide politice sau lideri care veneau în față. S-au jucat foarte mult și au speculat politic necesitatea schimbării Constituției, jucându-se cu ignoranța juridică a masei mari de cetățeni. Da, ceea modul ce este... modul cum argumentezi nevoia de a schimba Constituția și a o aduce la zi. Sigur că da, este foarte importantă, de aceea și schimbarea Constituției nu se poate face atât de simplu, e necesar un referendum, un anumit forum de participare la referendum de voturi, ceea ce s-a dovedit că în anumite cazuri nu s-a reușit. Și este nevoie de un corp de specialiști și să fie absolut toți implicați într-un proces de a construi o astfel de lege fundamentală și de a o readuce la actualitate.
pornind de la legea fundamentală, de la Constituție. Spuneam că există o ierarhie. Nevoie? Exact. Exact. Este o ierarhie. Sub Constituție, în această ierarhie, ca și putere, sunt legile organice, și apoi sunt, cum ar fi codurile, de exemplu, codul civil, codul penal, codurile de procedură. Codul civil se adresează zonei de drept privat. De drept privat. Zonei de drept privat, iar codul penal se adresează în general zonei care sancționează infracțiunile, ceea ce numim noi infracțiuni în drept. Infracțiunile... Adică faptele care sunt suficient de grave ca să aducă o atingere ordinii sociale, da. Pentru că în dreptul penal vorbim deja, o faptă nu aduce prejudicii doar unei persoane, ci aduce prejudicii, așa spunem noi, ordinii sociale, a ordinii de drept, a liniștii și păcii sociale. De aceea sunt considerate ca fiind mai grave. Cât de ușor se poate, sau se poate trece de la drept civil spre penal în funcție de gravitatea, în baza a ceea ce ne spuneți dumneavoastră? În măsura în care, o faptă are gravitatea, așa se și spune, unei infracțiuni, poate fi calificată ca atare și este supusă dreptului penal. Dar ea poate avea și consecințe civile. Deci așa pot să se combine acestea între se ele? Se pot combina și acestea între ele, evident. Dar nu cred că are sens nu să intrăm analize, acum numai în ca la nivel profundă. De informare, ca oamenii da. Să aibă, să știe că în funcție de gravitate, asta nu înseamnă că trebuie sau să... un exemplu, cineva conduce un autoturism, săvârșește un omor din culpă. El va fi sancționat din punct de vedere penal pentru omorul respectiv. Din punct de vedere civil, al dreptului civil, el este ținut să plătească despăgubiri moștenitorilor victimei, după anumite reguli de drept care sunt reglementate în dreptul civil. Aș merge un pic și spre zona cealaltă economică și de contencios administrativ, care se încadrează undeva tot în zona, într-o zonă specială? Deci, contenciosul administrativ se referă la soluționarea și actelor administrative considerate ilegale și este mai mult în domeniul dreptului public. Exact. Și ăla este un alt segment. Separat. Da, vorbim acum, sunt foarte multe ramuri de drept, exact. Pentru că specializarea vieții noastre și specializarea domeniilor noastre de activitate în decursul timpului a condus la necesitatea și a specializării regulilor care se aplică. Există și în tribunale deja, există complete specializate de judecători care s-au pregătit mai au competențe. Mult, au competențe suplimentare pe anumite domenii de activitate, fie că este contencios administrativ, fie că este civil, fie că este penal, fie că sunt litigii de familie. Și atunci această specializare se regăsește în prezent și în cadrul justiției. Și dacă ar fi să vorbim de zona economică, asta unde am încadrat-o? La care dintre... Zona economică la fel. Trebuie să facem o distinție dacă este vorba de un litigiu al unor instituții publice sau dacă este vorba de un litigiu între firme, pentru că calificarea juridică a tipului de litigiu este determinată și de acest aspect. Fiecare dintre cele două tipuri de instituții și-au reglementările lor specifice. Și de aceea un specialist, în momentul în care te vei adresa cu o problemă, va trebui să înțeleagă care este problema și să facă, așa cum îi spunem noi, o calificare juridică. Adică să stabilească, să încadreze juridic, să stabilească ce reguli de drept, din ce domeniu de drept se aplică situației și cazului concret respectiv. Pentru asta este nevoie de specialiști și pentru a ști că o problemă, indiferent de ce natură ea, e bine să fie să beneficiezi de consultarea unui specialist, tocmai pentru a nu încerca să adâncești o problemă și e bine să se clarifice din start. Acum, de ce vorbeam de zona economică și sunt... Pentru că ne-am propus să creăm un tablou al acestui domeniu de legislativ și tot ceea ce ne creează o altă lume la care avem sentimentul că avem acces, dar pe de altă parte se dovedește foarte complex pentru niște oameni care nu au această pregătire și nu avem nici noțiunile de înțelegere complete și nici n-am beneficiat de acea informare de bază.
beneficiem de informații care ne vin de la știri, care sunt deja emise de către oameni cu teorii gata definite, suntem puși în fața unor soluții, vedem, ascultăm informații cum că a început un proces pe așa, este acuzat că, dar nu înțelegem mecanismele neapărat. E deja judecat de opinia publică. Și încep atunci speculațiile. De ce? Consecințele la nivel de individ sunt foarte mari în momentul în care nu înțelegem. De exemplu, se vorbește despre prezumția de nevinovăție, se vorbește despre faptul că nu poți să acuzi până nu ai dovezi. Și nu noi avem și acest obicei, că e la noi, e la nivel social, de ADN. Începem să bârfim, am auzit că și se aruncă tot felul de anateme asupra unor oameni, care de multe ori se dovedesc chiar nefondate. Da, așa este. Acum, din fericire sau din nefericire, eu aș zice totuși din fericire, trăim într-o lume care cunoaște o formă de libertate de expresie nemai auzită și nemai întâlnită până în prezent. Și tot privind în istorie, să ne amintim de sutele de generații care au luptat la propriu și au murit la propriu pentru a dobândi această libertate de exprimare. E un lucru foarte prețios. Absolut. Pe care este important să-l apreciem ca atare. Din păcate, însă, această libertate de expresie își aduce și ea consecințele ei. Are și cealaltă fațetă. Și are cealaltă, ca în orice exact. Situație, are și cealaltă fațetă. Există riscul, este o reputație, este mai ușor de demolat în ziua de astăzi decât era acum, să zicem, 20-30 de ani. Păi aici am când ajuns. Lumea nu avea acces la atâta informație și nu avea posibilitatea să-și exprime liber părerea. Da, e, și, să mergem aici spre finalul subiectului ca să punem, să vorbim și despre proiectul nostru. Nu simt nevoia să justific de ce, ci vreau să fie clar tabloul pe care am vrut să-l facem în general. De ce? Tot la nivel de individ ne referim. Și ați atins exact punctul pe care a centrat, de fapt, tot ceea ce însemna discuția noastră din cadrul emisiunii. Individul pe căruia poți să-i distrugi de multe ori viața, pentru că și această libertate de a-ți expune părerile public, de a arunca tot felul de acuze sau de a învinovăți... De a pune etichete. De a pune etichete, dar trebuie să fie și aia la rândul ei cu asumare. Trebuie să ne gândim la acel om căruia putem să-i facem foarte mult rău și nu numai lui. Îi facem lui și celor din jur și care la un moment dat poate să ne afecteze chiar pe noi. Nu știm când. Acum, părerea mea personală este următoarea. La fel ca și, dacă îmi pot permite să fac o astfel de paralele, la fel ca și tehnologia informațională, și mă refer la computere, la internet, și această libertate de expresie este un lucru nou. Încă nu am apucat să o digerăm, să ne obișnuim cu ea și să ne așezăm noi niște limite. Și n-am aflat consecințele faptelor? Încă nu suportăm consecințele acestor fapte pentru că nici legislația nu a putut să țină pas cu aceste deschideri fantastice de care beneficiem cu toții de 10-15 ani încoace. Pentru că și libertatea de expresie a fost amplificată extrem de mult de faptul că există o platformă pe care ne putem exprima, o platformă publică la care avem toți oricând acces. Gratuit. Fie exact. Să ne exprimăm, fie să accesăm ca și probabil că știți de, că foarte multe dintre companiile care dețin monopolul pe internet au început deja, pe YouTube, pe Google, au început să își stabilească niște reglementări, pe Facebook au început să stabilească niște limite și niște reglementări, pentru că libertatea de expresie prost înțeleasă cauzează prejudicii enorme și nu putem să ignorăm drepturile individuale ale fiecăruia dintre noi. Menționați mai devreme prezumția de nevinovăție. Oricum, în paralel cu stabilirea unor reguli de drept care să limiteze această libertate de expresie într-un fel sau altul pentru a nu anatemiza alte persoane, e foarte important să mergem cu o acțiune susținută și ați vorbit mai devreme de educație. De educație
juridică, pentru că aceasta este tema discuției noastre de astăzi, de educație juridică încă de la cea mai fragedă vârstă. Pentru ca oamenii, copiii noștri, să crească în ideea de respectare a unor reguli, să înțeleagă când și cum este cazul să își pună propriile lor limite și să se autocenzureze pentru a nu face rău altei ființe umane, și acest lucru se poate realiza cu adevărat important doar prin educație. Da, și mergând mai departe cu argumentația pe care ați adus-o dumneavoastră despre ceea ce am vorbit noi până acum, aș mai vrea să semnalăm și căderea oamenilor în plasa speculațiilor pe aceste teme. Se aruncă în spațiile lumi în care trăim online, se aruncă tot felul de ai dreptul să, dar nu se merge mai departe. Și atunci oamenii cad în acea plasă și se trezesc victimele, fie ale dezinformării, fie ale unei manipulări grosolane de multe ori. Și sunt induși în eroare, fără măcar să știe că fac asta, susținându-se mai departe, și susțin și se propagă și ne facem rău tuturor. Se întâmplă în ziua, chiar și în zilele noastre, chiar și în această perioadă de pandemie. Sunt nuanțate tot felul de drepturi, ni se încalcă drepturile, fără ca nimeni să vină să dezvolte ideile și fără ca nimeni, că dacă tot se încalcă, tu ai totdeauna pârghiile și instrumentele necesare de a demonstra în instanță sau în alte foruri care ar putea să regleze asta, dar nu ne dăm seama că de fapt sunt simple artificii. Deci, de manipulare. Nimic nou sub soare. Deci, în primul rând, eu consider că fiecare dintre noi, înainte de a vedea ce drepturi i-au fost încălcate sie însuși, ar putea să se gândească ce drepturi încalcă el, poate în fiecare zi, altor persoane, făcând anumite lucruri. Deci, asta ține tot de educație. Adică devenim neiertători cu cei care încalcă și foarte iertători cu noi. Spuneam că nimic nou sub soare. Întotdeauna suntem foarte iertători și înțelegători cu noi și mai puțin înțelegători cu alții. Iar acest lucru poate fi corijat, după cum spuneam, prin educație. Și este bine, pentru că trăim într-o lume în care acest lucru a devenit posibil. Și o să vă spun și de ce. Reacția publică este atât de puternică la orice încălcare a legii, uneori chiar exagerată, încât foarte puține mai pot scăpa. Amintiți-vă de toate acele scandaluri care au provenit din faptul că, nu știu, anumiți agenți de poliție au fost filmați în timp ce au fost agresivi. E plin internetul de asemenea exemple. Lumea reacționează mai repede și putem să aflăm mai repede când se încalcă legea. Și asta eu zic că este un lucru sau bun. Sau când se fac abuzuri. Sau când se fac abuzuri. E adevărat că uneori se exagerează, dar faptul că oamenii au devenit mai conștienți de faptul că nu mai e în regulă să stai deoparte și că trebuie să te implici activ în această justiție socială, eu zic că este un lucru foarte bun. E benefică justiția asta socială? Acum, justiția socială, haide să o privim ca pe un concept filozofic și nu juridic. Exact. Deci să o luăm ca atare. Da, nu ca și concept, pentru că numai așa și este acum. Dar ea a existat dintotdeauna. Gândiți-vă la obiceiurile noastre, cum spuneam, din familie, din colectivitate, la faptul că atunci când nu făceai un lucru bun, erai spus. La școală erai părât la doamna când nu-ți făceai tema sau copiai de la colegul. Deci sunt obiceiuri pe care noi le avem de mult. Să sesizăm și să simțim intuitiv cum ar trebui să fie o lume armonioasă. Orice abatere de la la regulile colectivității sau grupului în care te afli. Nu că întotdeauna aceste reguli ar fi bune sau benefice, dar cu toții suntem foarte dispuși să sesizăm aceste abateri de la reguli. Aici ne oprim un pic, ne oprim cu
cu discuțiile despre principiile generale de, și despre tabloul general pe care mi l-am dorit să-l creăm și unde se situează individul, unde ne situăm noi vis-a-vis de asta, unde suntem noi în acest tablou. Și vorbim despre un proiect, suntem la același subiect și aceeași temă mare și din dorința tocmai de a aduce oamenilor exact ceea ce spuneam la un moment dat că începe, nu o să ne erijăm în educatori, dar în oameni care... În povestitori. Exact. În oameni cărora le place să aducă să aducă poveștile și nu numai poveștile reale, să aducă istoria, să scormonim, să vedem de unde se trage, de unde se trag legile, care sunt originile lui, care este originea sistemului legislativ, să zicem, de când și, de, și este din negura timpului, trebuie să spunem, că v-ați arătat atât de pasionată și atât de entuziasmată de proiectul ăsta, cu mie mi-a dat, mi s-a dat greu, mi-a fost greu, nici acum nu cred că întâlnesc un om atât de pasionat să construiască un proiect atât de greu, că nu e ușor, pentru că ai nevoie de construcție, oricum este extrem de complex și aduce foarte multă noutate și multă informație frumoasă și spusă ca o poveste. Despre ce este vorba? Că vorbim despre o scurtă istorie a dreptului. Ei bine, poate vă amintiți, eu îmi amintesc din copilărie când nu prea erau emisiuni la televiziune, că în fiecare sâmbătă sau duminică era acea emisiune fascinantă numită Teleenciclopedie. Sâmbătă seara. Ei bine, și acum când aud melodia care era de fundal a acestei emisiuni, în capul meu se activează o adevărată ancoră și mă bucur și se stârnește în mine așa o stare de curiozitate și pasiune. Oare ce o să ne mai povestească la Teleenciclopedie? Știu că era parcă Florian Pitiș, cu vocea aceea Țăranu, caldă este... și Sanda Țăranu, da, Sanda Țăranu cu vocea aceea gravă și plăcută. Ei bine, cred că proiectul nostru ar fi un fel de teleenciclopedie mai modernă despre drept. Și așa cum l-am gândit împreună, mi se pare fascinant să creăm un instrument de educație la îndemâna persoanelor, cum am și spus-o, între 8 și 98 de ani, în care oricine care privește acest sau această serie de mini-documentare să rămână cu niște idei despre ce înseamnă dreptul, cum a apărut, de ce este important, cum a marcat viața civilizației noastre. Trebuie să înțelegem principiile care stau la baza alcătuirii acestor sisteme. Principiile ca să putem și istoria. Exact. Ca să și istoria. Și evoluția, ca să putem să înțelegem de ce se întâmplă asta. Și de ce se întâmplă asta și ca să putem să înțelegem de ce este important să ne asumăm de bunăvoie respectarea legii în lumea în care trăim și de ce este important ca atunci când o lege trebuie să fie schimbată, să milităm pentru această schimbare, tot în cadrul legal. Și de-a lungul istoriei să vedem cum s-a realizat această schimbare, ce au trebuit să facă oamenii, dacă putem să învățăm din ce ar trebui să repetăm și ce n-ar trebui să repetăm. Da, ca să nu mai suferim noi exact, din această cauză. Care au fost consecințele anumitor fapte și decizii care s-au și luat. Și să mai înțelegem că, de fapt, istoria este ciclică și lucrurile se repetă periodic, din timp în timp, pentru că nu e nimic nou. La fel și comportamentele umane? Și comportamentele umane. Indiferent cât de moderni suntem? Suntem foarte moderni, dar dacă tot ați deschis discuția, gândiți-vă că trăim într-o societate puternic polarizată. Civilizațiile de pe pământ sunt extrem de diferite din punct de vedere cultural. Dacă ne gândim la Africa, în care în parte încă este tribală, la societățile, nu știu, din America, din America de Sud, dacă ne din gândim la contrastul Asia, cu America de Sud, bineînțeles, din Asia, deci este o lume polarizată, atât din punct de vedere al cutumelor și al tradițiilor și al modelului cultural. Diferențe între zona urbană și zona rurală, diferențe între societăți care sunt încă conduse religios, societăți care sunt laice. Deci lumea este foarte polarizată. Despre toate astea o să aflați și mult mai multe lucruri, pentru că o să fie și invitați, o să fie și
curiozități, o să fie și povești cu tâlc, o să fie realități și o să fie și concluzii vis-a-vis de acele momente din istorie care au marcat schimbările și evoluția noastră până la urmă ca oameni. Care este cel mai ce mai greu de aici? Din acest proiect? Da. Pentru mine personal a fost munca de documentare, pentru că este un domeniu extrem de vast, având și la dispoziție, evident, posibilitatea de a mă documenta pe internet, sunt sute și mii de articole, de cărți, de texte pentru fiecare domeniu și este foarte greu să sintetizezi toată această informație, nu știu, într-o emisiune care durează 20 de minute, astfel încât privitorul, nu știu, telespectatorul, să înțeleagă esența. Cel mai greu este, da, să concentreze esența unui fenomen. Dar este și marea provocare a unui astfel de proiect, care pe mine mă face foarte fericită. Da, pentru mine, faptul că un om din afara domeniului, care are o raportare la niște lucruri foarte concrete, merge foarte mult, curiozitatea asta și dorința de a le da și celorlalți, aici am găsit și punctul comun. Da, aici e foarte important. Fiecare dintre noi suntem meniți să contribuim la bunăstarea și evoluția și a lumii în care trăim. Exact. Adică nu ne gândim doar la noi înșine. Trebuie să mai dăm câte ceva. Cel principiu al contributivității. Exact. Deci trebuie să dăm ceva și dacă poți să dai ceva din tot sufletul și cu plăcere, de ce să nu o faci? Apropo că vorbim de lege și era legile bunei conviețuiri. Și legile armonizării între noi, asta înseamnă că trebuie să învățăm să schimbăm, să facem schimburi între noi. De exemplu, apropo de legi, făcând această documentare, vă dau așa un teaser. Exact. De exemplu, în Egiptul antic, faraonul era cel care era un zeu, el avea legătură directă cu zeița Maat, care era zeița adevărului și armoniei. Și atunci toată această legislație divină, aceste principii fundamentale care emanau de la divinitate, îi erau comunicate faraonului zeu însuși, astfel încât toate legile pe care el le dădea erau marcate de legitimitatea divinității. Ceea ce mi s-a părut foarte interesant este că zeița Maat era zeița adevărului și armoniei. Lucru pe care cred că cu toții ni-l dorim și astăzi să le avem în lumea în care trăim. Absolut. Și este ceea ce probabil nu numai că ni le dorim, dar simțim nevoia să fie acolo. Păi nu numai că e interesant, dar mie mi-a stârnit mie care parțial știu, chiar și pentru mine sunt noutăți pentru mine în proiect, vreau să spun. Pentru că trebuie să spunem că încă conținutul nu știe, conținutul pe de-a întregul nu știe decât luminița. Nici măcar eu, pentru că el se va dezvălui pe măsură ce înaintez în cercetare și documentare. Și eu mă surprind de fiecare dată schimbând ceva sau găsind lucruri noi. Deci o provocare. În curând o să vedeți o serie de emisiuni extraordinar de interesante, cu povești frumoase despre istoria noastră, până la urmă, a omenirii și cum a evoluat sistemul de legislativ, să spunem așa, de-a lungul unei istorii îndepărtate, bine de tot. Mergem în adâncurile istoriei. Emisiuni realizate de Luminița Țundrea, de avocatul Luminița Țundrea, și care trebuie să spunem că s-a pus și muncește pentru proiectele astea foarte mult, iar și mie mi-a câștigat admirația. Deci eu sunt extrem de admirat, dar și foarte curioasă. Deci da, chiar cea care beneficiază cel mai mult sunt eu. Mulțumesc tare mult pentru acestă. Pentru mine a fost o emisiune pe care mi-o doream. De ce? Că la un moment dat spuneam, așa îmi doresc să facem asta, pentru că simt că oamenii au nevoie și că este un domeniu despre care se vorbește foarte mult, dar la nivel... Prea multă patimă. Exact, prea multă patimă. Prea multă patimă. Prea multă... Și încrâncenare. Exact.
cu prea multă încrâncenare și cu termeni, în termeni foarte de specialitate. Da, și vă spun și de ce. Pentru că oamenii încă nu sunt pregătiți să respecte ei înșiși legea. Terminăm acest registru. Mulțumesc, Luminița Țundrea, mulțumesc omului Luminița Țundrea, mulțumesc avocatului și specialistului. Realizatorului și de emisiuni documentare. Asta voiam să spun. Și mulțumesc colegului de platou Luminița Țundrea. În curând, pentru dumneavoastră și pentru noi toți, e o serie de emisiuni foarte frumoase și interesante. Mulțumesc. Și dumneavoastră vă doresc să, și vă dorim să vă fie bine.